Neața, astăzi abordăm Valea lui Stan. Ai găsit zmeură? Da, abordăm Valea lui Stan, despre care se spune că e cea mai frumoasă vale din țară. Chiar este, nu? Sorin aici confirmă că este, a fost acum 2 luni. Pentru mine e prima dată. Cam multă apă pe aici. Ca poză. Păi, chiar e super tare valea asta. O mostră a poporului român, frate, avem aici. Că ajung toți ciobanii în zona asta. Au venit cu salamul după ei și au lăsat ambalajul aici. Capul meu. O, deci chiar că... Zici că e canionul 7 scări aici. Seamănă puțin. Nu este canion 7 scări, dar seamănă. Le vrei să la poză măcar o dată? Ce îi dorești? Vreau o poză aici. Vrei o poză aici? Da, vreau și eu. Ține și GoPro să vadă că ești cel smeche care filmează. Ăla e. Hai să încercăm să urcăm. E, da, asta, fix asta voiam să provoc pe Iriana acum să facă. Iriana n-ai tipul. Băi, glumeam ăsta, că nu te... Nu vreau să te am pe conștiință, serios. Te dai tu bătută? Vezi că asta o să apară pe vlog că te-ai dat bătută. Vrei să urci acolo? Alune. Hai, încearcă, hai. Băi, ești nebun. Bravo. Mai. Băi. Bravo! Și eu am sperat asta. A, tu ai sperat fiindcă filmai, nu? Da, mă, glumesc, îți dai seama că nu voiam asta. N-ai filmat? Da. Mamă, cum e pe aici? Mergem pe niște scări care nu sunt chiar extraordinar de sigure. Și acolo, urcare verticală. Da, chiar interesant. Poate să fie valea asta. Foarte tare. Dar ești destul de periculoasă, adică sunt o grămadă de porțiuni din astea în care trebuie să urci pe diverse stânci sau pe scări sau scări improvizate în stâncă. Ideea e că sunt foarte, foarte lunecoase și din cauza asta sunt destul de periculoase. Adică chiar dacă pici de la 1,2 m, plin de stânci peste tot, nu e extraordinar de riscant, doar că trebuie să ai grijă când pe piciorul, unde pe piciorul. Cam așa arată scările. Sunt pe un perete vertical. Dar e foarte, foarte interesant traseul. Chiar vă recomand să veniți să-l faceți. Băi, dar ce vă chiniți, mă, pe acolo? Ia uitați aici. Păi n-am făcut nimic. Pur și simplu am mers, nu mă chinui ca voi. E fun, nu dai bani la Balotești, la Edenland, vii aici. De ce îți dai acolo stecații din copaci? Dacă tu știi ești pătrân și te dor genunchii, coatele și alte chestii ca nici nu, prefer să mergi mai cu bata.
Dar nici n-am mers prin baltă, aia e chestia. Băi, și acum unde? A, în stânga, Doamne. Nu văzusem scările, știu eu, partea asta aici n-am văzut și mă uitam acolo. Unde acum? Din ce în ce mai sălbatic aici, din ce în ce mai sălbatică poate ca, semn că ajung destul de puțin aici la capătul traseului, adică la intrare pe traseu sunt foarte, foarte mulți turiști. Cred că fac foarte mulți până unde începe să devină mai dificil, după care se întorc. Deci pe aici chiar sunt foarte bine definite poteca. A, traseul e pe aici? Da. Uite, acolo, pe copac. Vă dați seama că o să vă uitați aici, nu? Eu cred că o iau direct în apă. Băi, de ce amuzant drău? Eu cred că o iau direct în apă. De ce faci asta? De ce ai trecut prin apă? Pentru că nu pot să mai sar, mă doare genunchi. De ce? De ce? De ce? De ce? Ce facem? Iar trebuie să trecem? Deci am trecut până acum râul de, cred că de 3 ori dus, de 3 ori întors. Se tot mută traseul de pe o parte pe alta a râului. Aici e zona de picnic. Aproape am terminat traseul. Am ajuns aici într-o pâiniță unde văd că lumea joacă la pe gros și chestii de genul ăsta. Și deci mai avem puțin până la drum, până pe transul Greșean. Partea finală a traseului. De aici nu cred că mai avem mult până la Transfăgărășan. Cred că o să ieșim undeva în zona barajului. Cred că ieșim direct la baraj, la Pidrarul. Și de acolo trebuie să mai mergem pe Transfăgărășan pe jos. Nu știu, cred că sunt cel puțin 2 km până unde am parcat mașina, până unde am intrat pe traseu. E interesant și foarte diversificat. Deci suntem în totul alt tip de peisaj aici față de cum a fost restul traseului, foarte stâncos. Aici e o potecuță pe marginea pârâului, prin pădure. E destul de tare de făcut traseul ăsta. Și am ajuns la lacul Vidraru. Se vede în depărtare. Văd că pe aici se poate ajunge și cu mașina. Cam asta a fost traseul de azi. Pentru mai multe materiale de genul acesta, abonați-vă la canal, dați un share, un like, etc. Toate cele știți voi. Pa!